Continuă problemele la strandul municipal din Piatra Neamț. În urmă cu două săptămâni, inspectorii au decis să închidă bazinele și să curețe apa în urma unor analize neconforme care indicau bacterii în apă. Problemele au reapărut în aceste zile la bazinul pentru copii din cadrul strandului, astfel că în acest weekend oamenii vor avea acces doar la bazinul mare și bazinele VIP. Decizia vine în urma rezultatelor neconforme ale calității apei. În aceste zile se va efectua tratarea chimică apei, se vor curăța filtrele și se va face dezinfecția, urmând ca medicii, specialiști să repete analize la începutul săptămânii viitoare.